Ștefănița. Sâna poveștilor! Bună seara, copii! Sâna poveștilor ne citește poveste! Sâna poveste! Sigur că o să vă citesc, dar mai întâi trebuie să vedem ce poveste frumoasă a pregătit în această seară Cartea Magică. Sunteți pregătiți să o ascultați? Da! Dar voi, copii, sunteți pregătiți? Atunci veniți mai aproape. Și voi veniți mai aproape. Să deschidem Cartea Magică. A fost odată ca niciodată o fată harnică și cu minte, bună la suflet și foarte frumoasă. Mama ei murise la naștere, iar tatăl, după ce se căsătorise cu o altă femeie, care avea și ea două fete, murise și el. Și astfel beata fată rămase singură pe lume, doar cu mama și cele două surori vitrege. Acestea ocupară cele mai bune camere ale casei, pe ea alungându-o la bucătărie unde își petrecea ziua întreagă cu cele mai grele treburi gospodărești. Iar seara dormea în cenușa caldă a cuptorului, de aceea îi puseră numele Cenușăreasa. Hei, Cenușăreaso, nu ți-e rușine să dormi ziua în amiaza mare? Uite, nu ai măturat bine. Mai mătură o dată, ca să nu adorm din nou. O fotografie! Vai, cât de frumos! Spuse Mezina și rupe fotografia. În vremea asta se întâmpla ca regele să dea o sărbare în cinstea fiului său și invita toate fetele frumoase și harnice, pentru ca să-și aleagă mireasa. Mama vitregă le aduse vestea fetelor. La bal? Cenușăreaso, nu ți-ai dorit să mergi și tu la bal? Râdeți de mine. Nu sunt făcută să mă gândesc să merg la baluri. Ai dreptate, răspunseră surorile vitrege. Cum ar mai râde oamenii să vadă o fetișcană plină de cenușă dansând la bal? Fetelor, să mergem să ne pregătim. Ce frumos trebuie să fie acolo. Când se vor duce la bal, voi merge în parcul palatului și mă voi uita din îndepărtare cum vor dansa toți. Dansezi? Fetelor, ea dansează. Cum? Dansa? Vinde-mă, piaptănă, zise Mezina. Și mie nu mi-ai aranjat bine rochia, zise cea mai mare soră vitregă. Eu nu mă pot ține pe picioare de oboseală gândindu-mă la bal, dar tu dansezi. Am grijă de tine mai mult decât de fetele mele. Uf! Fetelor, a venit trăsura să mergem la bal! Ah, da, știu că vrei să te duci în parcul palatului să te plimbi. Da? Pot să merg? Sigur că da, dar nu înainte de a șterge ferestrele, podeaua, fă curățenie în camera fetelor, în bucătărie și strânge fasolele care le-am răsturnat în grădină. Să alegi cele albe de cele negre, clar? Dar plec la bal! Mama vitregă
întoarse apoi spatele și plecă la petrecere cu fetele ei cele fudule. Când deodată apăru nașa ei, Zâna cea bună, care îi făcu o mare surpriză. Un dovleac îl transformaseră într-o trăsură. O șopârlă și niște șoricei se transformară într-un vizitiu și căluți, care o vor duce la bal. Acum, draga mea, poți să mergi la bal, spuse Zâna, dăruindu-i o rochie și o pereche de pantofi de cristal. Mie? Toate astea mie? Dar ține minte un lucru. Tu trebuie să părăsești balul înainte ca ceasul să bată miezul nopții. Altfel rochia ta va deveni iar o zdreanță, caleașca un dovleac, caii tăi șoricei, paleții șopârle, iar vizitiul un șobolan. Bine, mulțumesc! Prințul aștepta să facă cât mai degrabă cunoștință cu fetele din regat. Dar niciuna nu i-a fost pe plac. În zadar, fetele încercau să-l cucerească cu privirile. Când ajunse cenușăreasa la bal, întregul palat rămase uimit cât era de frumoasă. Prințul, cum o văzu, se îndrăgosti de ea și toată seara dansa numai cu ea. Totuși, fata nu uita ce spuse nașa ei, căci la 12 noaptea magia avea să dispară. Cenușăreasa le văzu pe surorile ei vitrege, care se uita la ea cu admirație. Ele nu au recunoscut-o. Deodată, cenușăreasa auzi ceasul că începe să bată ora 12 și fugi de la bal cât putu de repede. Grăbindu-se, cenușăreasa își pierdu unul din pantofii ei de cristal. Doar atât găsi prințul, care fugi în urma fetei. A doua zi, toată lumea vorbea numai despre fata misterioasă care venise la bal. Cine este? De unde vine? Regele anunță că prințul va merge în fiecare casă cu pantoful pierdut să-i găsească perechea.
Mama vitregă a cenușăresei nici nu bănuia că fata fusese la bal. Și nu a avut nimic împotrivă când a poruncit prințul ca pantoful de cristal să-l probeze și ea. Însă când cenușărea s-a încălțat pantoful, fața ei se lumina de un zâmbet. Și prințul o recunoscu pe frumoasa de la bal. Apoi îi declara dragostea sa și o ceru de soție. S-au mutat la palat și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșit! Noapte bună, copii! Căsuța noastră cu povești, stelele se uită pred ferești, fulgii albi și jucăuși, pentru somnul-și fac culcuș, fii atent să nu-i trezești. La căsuța cu povești, mușul bate la ferești și răsună clopoței când apare-n prag. La căsuța cu povești, poți timpul să-l oprești și rămânem nepoței moșului cel drag.